Deci încă o dată bună ziua. Nu mai avem problemă, puteți să sunt inginer de sistem la Vim Software. Vim Software a deschis un birou în România în luna ianuarie, anul ăsta. Există o echipă locală. Eu sunt persoana tehnică. În sarcina mea este această prezentare. Fiind un timp tehnic, de obicei folosesc un limbaj mai tehnic sau intru mai adânc în tehnologie. Sper ca pentru astăzi, pentru sesiunea asta, pentru prezentare să folosesc slide-uri. Okay? Pentru un timp tehnic să folosesc slide-uri. De obicei îmi place să arătăm chestii. De asta o să vă invit. De la început vă spun, avem și două focus group. Unul este astăzi de la 4, în care face prezentare tehnică. Eu voi face prezentare tehnică. Referitor la ce vorbesc acum. Acum o să explic conceptele cu slide-uri și voi arăta cum se face la ora 4. Mâine la ora 3 din nou este o prezentare tehnică în care vă arăt un alt produs. Sper să fie interesant, să fie interesant sesiunea asta ca să veniți și noi. Ok. Să încep cu cine este Vim Software. Cine este Vim, client Vim deja? Mâna sus. Oho. Mulți, foarte mulți. Vă mulțumim. Vim Software este o companie tânără, înființată în 2006, care în 8 ani de zile, 9 aproape, a reușit să adune 145.000 de clienți. Vă mulțumim pentru cine sunteți client Vim. Pentru cine nu este client Vim, o să vă mulțumim la anul, ok? Pentru că veți deveni client Vim, sper. Avem 9,5 mașini, milioane de mașini virtuale protejate. Deja de aici vă dau o idee ce facem noi. Suntem o companie care ne ocupăm cu protecția datelor. Protecție continuă și spunem noi disponibilitate. Ce vrem să facem? Misiunea noastră este să facem viața mai simplă companiilor care doresc să protejeze date, aplicații. IT-ul e o chestiune complicată. Okay? Multe lucruri pot merge prost. Multe lucruri pot merge nu cum ne așteptăm. Ce facem în situația în care se întâmplă ceva la care nu ne așteptam și vrem să recuperăm? Aici venim noi. Aici trebuie noi să simplificăm lucrurile. Și ce vă promitem este că clienții Vim, am întâlnit câțiva deja la stand și mulți au venit și au spus sunt deja clienți, am venit, dați vă ce faceți. Am întrebat firesc, ok, sunteți mulțumiți de noi? De 2 ani de zile merge eu. N-am avut nicio problemă. Asta vrem să facem, să vă scăpăm de problema asta. Și o să vedeți, sigla Vim are un logo care spune Just Works. Merge. Și de asta vă invit și la demo, de asta vă invit și la boot, să vedeți cum merge și cât de ușor merge. Se pare că am o mică problemă cu clip, dar nu știu dacă rezolva bine. Ok. Agenda pentru astăzi. Această prezentare, ce scop are, ce agenda? În primul rând, vreau să vorbim despre data center modern și protecția, așa cum se face astăzi, din secolul 21. Okay? Vreau să vorbim despre ce este și cum funcționează Vim Backup and Replication. Accentul o să fie mai puțin pe cum funcționează, pentru asta am să vă arăt în focus group, ci ce este și de ce. Vim Backup. De ce să folosesc Vim? Care este motivul? De ce aș folosi Vim și nu altceva? Okay? Și am să vă dau motivele, punctele noastre forte, ci cum vă putem ajuta noi. Și am să încep un pic cu o scurtă istorie. Sper ca toată lumea aici să vorbesc că toată lumea este din IT, deși am avut surpriză în edițiile trecute ale IT Congress, să fie tot soiul de oameni, să zic, poate și din financiari sau ca urmare să încerc să folosesc un limbaj mai puțin IT, mai pentru toată lumea. Ce este informația?
Cum am început, practic, să... Eu cred că umanitatea, omenirea a început să transmită informația și a fost un pas important în evoluția noastră ca specie. De-a lungul timpului am început să folosim diverse metode, am început pe ziduri, da? Desenam pe ziduri și erau vreo pentru mii de ani, desenele. Apoi am început să folosim un alt suport, care era primul, să zic, un pas important a fost hârtia. Hârtia ne-a ajutat să transferăm informația către alții și să rămână. Da? Și astăzi mai folosim cărți. Și eu sunt, prefer o carte de hârtie față de una electronică. Dar, în recent, a apărut el. Intenționat a pus o poză cu un computer vechi. El a schimbat modul în care informația e stocată. Am trecut dintr-un format analog într-un format digital. Informația în format digital nu este ușor, noi nu o putem citi. Doar computerele pot. Dar mai avem o problemă. Cum protejăm acea informație? Pentru că dacă ea este stocată, dacă informația respectivă este doar pe un simplu computer, dacă pierdem acel computer, ce facem? Okay. Astăzi, folosim device-uri, echipamente din ce în ce mai inovatoare. Ne fac viața foarte simplu, ne ajută să fim mai eficienți, să fim mobili, folosim tablete și smartphone. Toată lumea cât folosește astăzi un computer portabil, toată lumea din IT, cel puțin. Okay? Noi asta ne propunem să facem, să protejăm, să vă dăm o modalitate ușoară, simplă, prin care informația în format electronic să nu fie pierdută. Iar dacă o pierdeți, să fie simplu să o recuperați. Sună ușor și multă lume încearcă să facă lucrul ăsta. Din păcate, puțin reușesc. Noi suntem o companie care vrem să facem o copie a datelor, să vă dăm posibilitatea să o restaurați, să o puneți înapoi la locul ei. Iar focusul nostru nu este cum facem backup. Cum facem restore? Cum facem recuperare? Asta este mai important. Și am să vă dau motivele pentru care noi ne focusăm, ne concentrăm foarte mult pe modul în care restaurăm, nu neapărat pe modul în care protejăm. Iar informația în zilele noastre, probabil mulți dintre voi, nu o țin neapărat pe aceste device-uri. Ci ea acum se consolidează în data center. Ok? Data center a devenit casa informației. Acolo sunt serverele, acolo sunt computerele care au informația, iar noi ne conectăm la acele mașini pentru a regăsi ceea ce avem nevoie. E-mail, baze de date, informații nestructurate, server, fișier, tot soiul de lucruri. Okay? Care ne ajută să facem business. Data center, am o întrebare pentru voi, cei din sală. Care a fost cea mai mare transformare a data center-ului în ultima perioadă? Virtualizarea. Virtualizarea a schimbat modul în care data center-ul, din punct de vedere logic, fizic arată la fel. Dar logic este altfel. Există ceva intermediar între hardware, între componentele fizice și aplicații, cele care ne aduc, practic, ne pun la dispoziție resursele ca să putem desfășura activitatea. Acel nivel intermediar a fost hipervizorul. Am virtualizat serverele fizice ca să putem rula mașini virtuale. Ceea ce înainte rulam direct, dacă vreți, pe metal, acum rulează într-o mașină virtuală. Mașinile virtuale au o proprietate foarte interesantă. Ele pot rula pe orice metal. Okay. Ele pot rula mai multe pe același server. Și acum vine a doua întrebare. Având în vedere această complexitate, într-un mediu virtualizat, informația se află în interiorul mașinilor virtuale
Poate pe acest metal, pe acest server, sau mașina virtuală poate fi mobilă, poate să rumineze pe orice server. Cum îl protejez acum, astăzi, în secolul 21, informația care se regăsește la acest nivel, în aplicații, într-o mașină virtuală, pe un sistem de operare, care se mută de pe un server fizic pe altul? Tradițional, soluțiile pe care le-am dezvoltat, nu neapărat din software, ci noi ca, să zicem, IT-ul, au fost, ca să creez o copie a datelor, e necesar să instalez un software ca să mă ajute să citesc acele date și să le transfer în altă parte. Cred că sunteți de acord cu mine, da? Astăzi, dacă instalezi un agent, un software, în mașina virtuală, imaginați-vă că aici nu sunt două mașini virtuale, ci sunt 100. Iar acel agent consumă resurse. Hai să presupunem că ar fi 1%. Acest server fizic va avea o problemă. Nu va putea acomoda acel... Ba mai mult, managementul, ca să facă acel management, pentru a instala agenții pe fiecare mașină virtuală, pentru a-i instala patch-urile pentru agenții respective, pentru a face tot soiul de operațiuni zilnice, pentru IT e un coșmar. Mănâncă foarte mult timp, mănâncă foarte multe resurse. Nu este cea mai eficientă metodă. Cum ne-am gândit noi să facem? Ne-am gândit să discutăm cu acest hipervizor. El este cel care regulează mașinile virtuale și vrem să facem două lucruri. Unu, să nu instalăm nimic. Nu vrem să vă dăm bătăi de cap, să faceți management, administrare, pentru o aplicație software care să se instaleze în fiecare mașină virtuală. Data center modern astăzi este virtualizat. Noi ne-am gândit să facem soluția cu focus pentru virtualizare. O să vedeți, avem și o soluție pentru servere nevirtualizate, însă focusul nostru este pentru companii care au un data center modern. Câți dintre dumneavoastră nu au virtualizare? Nici o mână ridicată, incredibil. Doi. Vorbiți cu cei de la ETA. Porneți un proiect de virtualizare, să vă salveze niște costuri. Ok. Am văzut despre data center modern. El este virtualizat. Despre mașini virtuale am vorbit un pic. Modul în care mașinile virtuale stochează informația este propriu fiecare mașină virtuală. Cum pot să am o soluție unitară ca să realizez acest tip de obiectiv pe care mi l-am propus? Să pot restaura pentru orice, fără să fiu specific, fără să instalez ceva pe fiecare mașină virtuală. Cum pot să fac lucrul ăsta? Vă spuneam, noi abordăm lucrurile din perspectiva restaurării. Ca urmare, haideți să vorbim un pic cum funcționează restaurarea. Și vreau să facem împreună exercițiul ăsta, pentru că sunt trei pași. Asta este indiciul pe care îl dau. Cum faceți restaurarea? Mă adresez clienților care nu sunt PSD. Cum faceți restaurarea? Care e primul pas? În momentul în care ceva merge prost, ok? Am pierdut date. Identific ce vreau să restaurez. Perfect. Dacă am un backup, trebuie să-l identific, să-l găsesc. Ok? Pasul 2. Restaurez. Vreau să restaurez, mai am timp să testez. Telefonul sună, nu merge. Un telefon după tot, pasul 2. Se restaurez. Ok, intră cumva la pasul 1. Unde vreau să restaurez? Știu, a căzut acea mașină virtuală. Pe ce restaurez? Pe ce restaurez? La urmă, am găsit și asta. Cumva la pasul 1. Restaurez. Restaurez. Ce?
Păi da, ce și cât nivel sau are? Că poți să faci, poți să ai un backup mai multe seri? La modul general, la modul general. Pornesc restaurare, ceea ce înseamnă un proces de copiere din un backup, înapoi în producție. Ok. Pasul 3. Verific. Închidem tichetul. Cine a zis? Perfect. Închidem tichetul. Asta înseamnă că pot să pornesc, ok? Haideți să vedem să facem, să punem pentru fiecare pas de aici, cât durează? Cât durează să identifică o copie? Să-l găsesc. Să-l găsesc un pic. În minute, ok? Cât durează copierea? Eu am scris aici, ok, am înțeles. Ore. Poate dura zile, în unele cazuri. Ok? Depinde de cantitatea de date. Poate dura ore. Cât durează repornirea? Am terminat copierea, restaurarea? Repornesc. Cât durează? 3 minute. Ok? Minute din nou. Care este cel mai pas, cel mai consumator de timp? Copierea. Ok. Copierea e cea mai... Ce putem face? Ce ar fi dacă am inversat pasul 2 cu 3? De ce n-ai? N-aveți bine. Mulțumesc. N-aveți bine. Dacă te concentrezi cum să faci listori, poți să faci chestia asta într-un mod în care poți să accesezi mașina virtuală direct din backup. Și poți să o pornești din backup. Ajungem acolo. Poți să o pornești din backup. Ok? Pentru că ulterior, dacă ai pornit-o, ok, funcționează din backup, ceea ce e posibil să aibă o problemă de performanță, ok? Dar știi ceva? Telefonul rămâne în priză și nu mai sună nimeni. Pentru că merge, ok, merge prost. Sau depinde cum dimensionezi resursa din backup, ar putea să meargă chiar foarte bine. Ideea este că copierea se poate face ulterior cu mașina virtuală pornită, pentru că știe toată lumea. Da, doar două persoane au spus că nu au mediu virtual. O mașină virtuală poate migra de la un storage la alt storage fără data. Ok? E simplu. Noi vă permitem să porniți mașina direct din backup în mai puțin de 2 minute. Și încă o chestie importantă. Nu e important ce cantitate de date are acea mașină. Poate fi un giga, poate fi un tera, poate aveți atât de multe date strânite la dimensiuni de 10 sau sute de tera. Să o pornesc din backup nu implică o copiere. Înseamnă doar o pornesc. Copierea va fi făcută în ore cu mașina virtuală pornită. Ok? Ceea ce înseamnă că voi nu mai aveți bătăi de cap. Se face. Cum se face efectiv? Pentru oamenii mai tehnici am un slide. Avem serverul nostru fizic, un hipervizor și 3 mașini virtuale, în aceasta pot fi mai multe. Avem locația de backup, acolo unde am creat copia. Ce facem tehnic vorbind? Facem pentru mașina virtuală care am identificat-o ca fiind cea pe care vreau să o recuperez, montez un data store, accesez mașina virtuală din backup și o pornesc. Ok? Am să vă arăt asta cum se face la sesiunea de o întrebare, cred. Și ce faci dacă e de tei? Ca să faci lucrul ăsta, avem o cerință. Și anume, backup să fie pe disc, nu pe tape.
Cu tape-ul nu putem, nu e problema noastră, e, e arhitectura tape-ului. Ok? Nu putem porni o mașină din tape. Dar suportăm tape. Dacă vrei, noi îți recomandăm, știi ceva? Poți să faci backup mai întâi pe disc, iar de aici să-ți ții, de exemplu, o cantitate mică de informație. Poți să ții ultimele două sau trei backup-uri. Tot ce mai vechi de trei zile, poți să muți pe tape. O să ajungem acolo, avem chiar o recomandare în care spunem cum credem noi că ar fi ideal să vă protejați. Dar ajungem acolo. Ok. O altă întrebare. Atunci când realizez un backup, pot să am încredere că pot să fac restart? Verificare. Verificarea backup. Ok. S-a întâmplat cuiva din sală să spună, ok, jobul de backup s-a terminat cu succes, chiar când ați încercat să faceți restore. Să primiți eroare? 1, 2, ok. Să verific backup-ul nu este... Ce ar trebui să verific? Ca să fiu sigur că nu am problemă când fac restore. Să faci restore. Câți dintre voi fac restore? Testul de restart, scuze. Nimeni. Ok. De câte ori faceți testul de restart? Poți să faci testul de restart și să faci mai puțin. De câte ori îl faci? O dată, la săptămână? După fiecare backup important. Câte backup-uri importante aveți din număr total de backup-uri? 10%? Testez o dată pe săptămână, înseamnă 10%, ok? Asta înseamnă că pot să fiu sigur 10% când vreau să fac un restart. Dar unul din 10 a fost testat. Cine testează jumătate din backup-ul de care creează? Restart. Nimeni. Ajungem acolo. Nu vă grăbiți. 50% înseamnă că sunt 50%, am un risc de 50% atunci când vreau să fac restart, că nu pot restaura. Copia mea nu e bună. Moment în care sunt chiar pierdut, ok? Informația digitală, odată pierdută, fără o copie, e pierdută definitiv. Cine testează 90%, doar 10%? Chiar și în acest caz există risc. Riscul de 10% e un risc mare. Dacă cineva v-ar spune că există riscul 10% astăzi, când ieșiți din casă să aveți un accident, nu ați plecat acasă. Ok? E un pic imposibil, să fac pe capul la 4 ore, pe capul săptămâna, nu ține importanță. Nu o să aveți niciun manager, un om, băi, critică pe cap. Hai, e. De acord. Okay. Noi, facem, noi vă promitem așa. Noi vă promitem că ăstea se duc la o parte și noi vă garantăm 100% că toate joburile noastre le verificăm cu un restore. Ce facem? Simplu. Facem un test automat, fără intercuvări, doar de programați. Vreau să testez fiecare job de backup. Cum facem treaba asta? Am vorbit mai devreme de instant restore. Ok? Și verificarea backup-ului nu face chestia asta? Asta facem. Verificarea facem verificarea că s-a terminat cu succes. Nu, 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 nu. Eu vorbesc de s-a terminat backup-ul. Ne-a anunțat că s-a terminat cu succes și există opțiunea. Verifică backup-ul. Și durează mai, un pic mai mult. Și ce face? Suma de control. Suma de control, exact. Checksum. La fel ca un download al unui fișier, când îl downloadați, există un checksum. Dacă acel checksum este identic, se presupune că totul e ok. Putem să discutăm după. Ideea este că noi putem să pornim mașină virtuală cu ascunse instant restore. Okay? După fiecare job de backup, putem să restaurăm toate acele mașini din backup, le pornim din backup, le testăm, iar la test avem o serie întreagă de rapoarte, de teste pe care le facem, ce verificăm? Sunt trei lucruri importante. Verificăm că mașina virtuală a pornit. Ok? Verificăm că avem heartbeat. Înseamnă hipervizorul vede că mașina virtuală e acolo și nu are nicio problemă. E ok. Da? Avem heartbeat. Facem un test ping pe rețea. Faptul că mașina respectivă poate fi accesată din rețea. Că datele sunt accesibile. Și verificăm dacă există o aplicație
avem o serie întreagă, aplicațiile cele mai cunoscute, de exemplu Microsoft SQL, Exchange. Cum testezi un SQL Server pentru că funcționează? Faci un query. Asta facem, facem un query. Dacă toate cele trei teste au trecut, vă trimitem un raport și spunem, e verde, așa este toți. Dacă ceva nu a funcționat corect, spre exemplu, nu am putut face testul PIN, vă spunem ceea ce face ca voi să știți, când ai nevoie de acel backup, am avut o problemă, mașina nu a fost accesată în rețea, nu am putut să ajung la ea cu PIN. E posibil să am aceeași problemă și în Firestore. Poate merg alt punct de restaurare, ok? Sau poți avea raportul respectiv să iei imediat acțiune, să spui, ok, hai să verific, mai fac o dată backup. Hai să verific dacă nu cumva mașina de producție are o problemă. Poți să pun teste asta? Poți să pun și scripturi pe care le definești tu. Spre exemplu, pentru aplicațiile care noi nu știm, un exemplu ar fi... ceva script pe. Exact. Poți să chem un script, poți să testezi ce vrei tu. Noi vom spune, facem și al patrulea test, care e custom, și îți vom da dacă s-a executat corect, dacă nu, sau unde a avut o problemă. Asta este o întrebare foarte bună, întrebare excelentă. Întrebare, o să repet ca să audă toată lumea, cu cât la sută crește utilizarea hipervizorului dacă fac aceste teste. Când realizați acea programare pentru teste, puteți să folosiți resursele serverilor existente. Puteți să folosiți un server dedicat pentru asta. Sau puteți crea un resource pool, care, spre exemplu, să nu aibă, să aibă limită. Ca să blochezi ca mașinile virtuale din pornite din backup să facă test, să nu aibă impact foarte mare pentru infrastructura unde rulezi mașinile virtuale. Okay. Poți crea o zonă separată, astfel încât să nu treacă de limita de resurse pe care tu o alegi. Bun. Ce putem face mai mult? Ok, backup este un lucru important, istorie e necesar. Dar, ok, putem adăuga valoare, extra valoare acestui produs. Ne-am gândit și am venit cu ceva să vă dea ceva în plus. Ok? Întrebarea este simplă, dar o să o reformulez. Când am nevoie de copii ale datelor, lăsând la o parte acest restore. La migrare, ok. La refresh. Refresh tehnologii, ok. Vă dau un grigiu. Când faceți un test, spre exemplu, când vreți să aplicați un patch pentru o aplicație oarecare. E o aplicație de producție, să zicem că Oracle Database. Cum faceți în urmă? Aplicați patch-ul în producție? Nu. Îl faceți? Faceți mai mult o copie, ok? Noi avem o copie a datelor. Puteți să o folosiți pe ea pentru testare. Ok? Avem o copie în backup. Puteți pur și simplu porni de acolo mașinile virtuale. Aplicați patch-ul, vedeți că tot e ok. Sau nu e ok. Și apoi puteți decide să păstrați acea mașină, puteți să o aruncați, puteți să o migrați în producție. Dar vă facem viața ușoară și adăugăm valoarea acestui produs, care, în mod normal, se ocupă doar cu backup. Dar țineți minte că realizezi o copie, iar copia puteți să îi dați mai multe utilizări. Testarea, puteți elimina costurile cu testarea. În mod normal, dacă faci un server în bază de date, okay? Când vrei să schimbi ceva, creezi o copie. Când faci o copie, ocupi spațiu, care poate fi pe storage foarte scump. Okay? Puteți să folosiți storage-ul ieftin din backup. Cum facem lucrul ăsta pentru oamenii tehnici? Creăm, practic, ceea ce se numește un virtual LAN. Atașăm la infrastructura virtuală un proxy, care face un lucru simplu, NAT. Translatează niște adrese, pentru că aceste mașini pornite din backup nu vom schimba nimic la ele. Vrem să fie identic cu cele din producție. Același adresă de IP, același nume, tot, să fie, vreau să fie testul, să fie serios, ok? Aceste mașini le vom conecta la un switch virtual, care nu este în rețeaua fizică.
Tot la acel switch virtual vom proiecta și acest virtual la proxy, spunem noi, pentru a face translația adreselor. Ca urmare, pentru a accesa acest mediu, utilizatorii trebuie să treacă prin acest router. Ok? Acum controlăm accesul. Lăsăm numai pe cine vrem noi să intre în acel laborator. Ok? Bun. Hai să mergem mai departe. Încă un lucru la care ne-am gândit, pentru că astăzi organizațiile cresc foarte mult. Iar dacă un administrator care a primit în sarcină, am văzut cum data center-ul s-a schimbat, mulți sistem administratori au primit în sarcină și virtualizare. Și au primit poate să facă și storage admin. Rondurile s-au consolidat, sarcina a crescut, încărcarea a crescut, dar nu a crescut și numărul de oameni poate. Okay? Ca urmare, atunci când e nevoie să faci un restore, eu aplic ca administrator, eu pot să aplic politica de backup și să mă asigur că există copii sigure, la îndemână, pe care utilizatorii le pot restaura singuri. Ce vă oferim? Vă oferim un portal în care utilizatorii voștri să se conecteze și să spună, ok, eu am permisiune să fac restore, eu sunt administrator de SQL. Voi, dacă setați ca acel utilizator să aibă permisiunea să restaureze SQL, el va putea restaura numai obiectele din SQL. Practic, în felul ăsta eliminăm, dacă vreți, telefonul ăla care sună la voi. Ei își pot recupera singuri. Okay? La voi pot veni doar atunci când sunt situații critice. Când ceva e catastrofal, să aplicați. Ok. Scoate-vă din pas. Nu e un portal. Ok. Și nu în ultimul rând vrem să oferim vizibilitate completă pentru backup. Dar, ok, backup. Ce s-a întâmplat? Cum a funcționat? Am aplicat protecția sau nu? Ok, asta a fost ideea la început. Dar am zis, ok, nu cumva are rost. Pentru că tot ne uităm în infrastructură. Dacă ceva nu merge în infrastructură, probabil că nu va merge nici backup, ok? Ca urmare, hai să oferim vizibilitate completă. Hai să măsurăm și mediul, de la, dacă vreți, de la metal până sus la aplicații. Backup and replication protejează mașinile virtuale, sistemele de operare și aplicațiile, datele, dintr-un mediu virtualizat. În acel mediu virtualizat, cu VimOne, putem să măsurăm ce se întâmplă cu backup and replication, dar și cu hipervizorul și cu serverul fizic, rețeaua, storage. Okay? Vă putem spune predictiv, putem să spunem istoric ce s-a întâmplat, care au fost încărcările, avem toate datele astea și le putem arăta într-un format în care să fie util. Spre exemplu, ce se întâmplă acum? Erori, alertă. Pe fiecare alertă o să aveți o descriere și ce pași să faceți pentru a o remedia. Și este, aplicăm best practices la VMware, Microsoft și alți vendori. Ok? Vă spun, ok, asta este acel knowledge base de la Microsoft care rezolvă eroarea pe care o aveți. O să-l citești, îți spune și ai loc, dacă remediezi într-un alt fel, îți dăm posibilitatea să-ți pui singur acolo, să zic, ok, am dat un restart și a funcționat. VimOne este un tool de management raportare care puteți să-l aveți ca un tool independent sau pentru clienții care au Microsoft System Center, avem un management pack. Face același lucru într-un manager, într-un tool pe care îl puteți aduce extra funcționalitate. Și vă mai spun un secret. Pentru cei care folosesc System Center Operations Manager, dar folosesc vSphere ca hipervizor, management pack oferă în System Center vizibilitate la mediul VMware. Microsoft nu iubește de lucrurile asta. Vă spun sincer. Ok. Avem o serie întreagă de tehnologii de care n-am discutat. V-am spus doar câteva. Instant Recovery, un backup și o replica pentru testare automată. V-am spus cum putem adăuga extra valoare. Sunt
o serie întreagă de tehnologii pe care vi le pot arăta și în stand, dacă nu da hook să vin, sau în sesiune, în demo. Avem integrare cu diversi vendori de storage, între fiind NetApp, sunt partenerii noștri. Putem să folosim modul, capabilitățile unui clon de stocare pentru a nu fi necesar să transferăm date, dacă vreți, de la hipervizor, ci direct din storage. Okay? Facem snapshot din storage și extragem, dacă vreți, copiem de acolo și punem pe într-o altă locație de unde putem să facem toate minunățile astea. Instant recovery. Tot. Putem face instant recovery dintr-un snapshot pe care îl facem clonul de stocare. Avem posibilitatea, deci dacă vreți, recuperarea rapidă se ocupă cu a minimiza timpul necesar să pornesc, să restaurez. Pentru oamenii tehnici, RTO. Evită pierderea, sunt o serie întreagă de lucruri pe care le aplicăm pentru a evita pierderea, pentru a minimiza RPO, recovery point objective. Protecție 100%, vrem întotdeauna să fim siguri că putem recupera. Vrem să eliminăm riscul și vrem să facem extra valoare. Vrem să facem mai mult decât un pool de backup. Dar cu vizibilitate și control. Vrem să nu fiți în impostanța în care nu știți ce se întâmplă. Okay? Vă spun, avem niște panouri de control, se numesc dashboards, și posibilitatea să faceți rapoarte ca să vedeți cum anume sunt aplicate, cum se aplică protecția și cum anume funcționează mediul, infrastructura și mediul virtual. Toate astea ne ajută ca să oferim disponibilitate mereu, continuu. Există și o promisiune care o facem. Recovery point objective și recovery time objective, noi le-am combinat și spunem, ok, nu, hai să nu ne mai batem capul cu doi parametri, hai să facem un singur. Ok? Spunem RTPO. Iar RTPO, care e suma celor doi parametri, să fie mai multe de 15 minute pentru orice aplicație și pentru orice tip de date. Ok? Promisiunea noastră. Iar ca să ajungeți acolo, vă spunem de regula pe care o recomandăm. Regula e simplă, se numește regula 3-2-1. Sper ca să... De ce spunem regula 3-2-1? Pentru a putea întotdeauna să poți recupera, noi spunem că ar trebui să aveți 3 copii ale datelor. Una în producție, mai faceți 2 copii. Ok? 2. De unde vine 2? Vă recomandăm să folosiți 2 tipuri de media. Ca tip de media, suportăm disk, de acolo putem face instant restore, toate minunățile. Suportăm tape, dacă vreți, pentru a păstra pe timp îndelungat copia de datelor, dar nu putem să facem mai multe lucruri. Suportăm un appliance de backup dedicat. Okay? Sunt multe companii care oferă, unul dintre ele, o companie care în România încă în soluții nu i-am văzut, dacă știe cine a exagerit, oferă un appliance de backup care stochează cu perioada foarte mult, stochează foarte multe date și nu are penalizare în performanță atunci când facem instant restore și toate lucrurile astea. De unde vine unul? Vă recomandăm ca o copie a datelor să fie off-site, în altă locație fizică. Ok? Timișoara, Arad. Dacă se întâmplă ceva aici, aveți posibilitatea să recuperați din copia de la distanță. Dacă folosiți astea trei reguli și adăugați zero riscuri, eliminând de tot riscul făcând acea verificare automată, vă garantăm că nu o să ajungeți vreodată în situația în care spui ok, am pierdut datele și nu le pot recupera. Ok? Am să sper că sunt de care ai control. Veniți la stand și vă arăt produsele astea, toate lucrurile astea vi le putem arăta efectiv cum se fac. Am și o surpriză pentru toți voi din sală. Cine nu știa de endpoint backup? Doi? Da, cine nu știa? Toată lumea știe? Cine nu știa dimineața sau cine nu știa acum? Cine în sală și nu știe de endpoint backup? Săptămâna trecută am lansat un produs pe care îl fac cadou acum. Intrați bim.com
download și downloadați. M1 Backup este un produs gratuit pentru a face backup pentru spații de lucru, laptopul, desktopul, workstations. Orice device, tabletă, Windows, tabletă sau orice smartphone Windows care suportă practic să punem acest produs. Dacă există date locale, le puteți folosi, puteți folosi acest produs ca să faceți o copie a lor. Puteți folosi un stick USB, puteți să folosi orice destinație. Ce este important? Dacă aveți BIM ca server de backup, puteți centraliza. Ok? Fără să vă coste nimic. Deci este endpoint, e gratuit. Probabil că vor veni. Să vă dăm că am lansat produsul, ok? Aveți un pic de răbdare. Lucruri vor veni acolo și vor fi lucruri interesante. Ce vă promitem de la momentul lansării este că acest produs va rămâne gratuit. Okay? Eu vă invit să veniți la sesiunile noastre. Mai avem una astăzi. Pardon, este cea de aici. Cum să asigur protecția data setelor moderne? Este demonstrație live cum facem acest din backup să meargă. Mâine avem o sesiune, o prezentare pe care colegul meu Alex Vestre, Country Manager Link, o face de la ora 4 și un focus grup în care pare tehnic din mare. Încă o chestie, înainte să plecați. Avem un eveniment care se numește Vin On. Este un eveniment la care vă invităm clienți sau prospecți în Vegas. Dacă cineva o zi de petrecere vin, acolo e va fi o petrecere frumoasă, ok? Discutăm despre asta. Vă mulțumesc foarte mult!